Bine v-am regăsit, dragilor! Vom continua acum cu al doilea capitol din cartea Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi. Cum a devenit Habarnam muzicant? Când Habarnam se apuca de vreo treabă, o făcea tot de anduasele, așa că totul îi ieșea napoda. Știa să citească numai silabisind și putea să scrie doar cu litere de tipar. Mulți spuneau că, desigur, în capul lui cam bătea vântul, dar asta nu poate să fie adevărat, pentru că dacă ar fi fost așa, cum se face că el dovedea totuși o anumită înțelegere? Sigur, înțelegea mai greu, dar ghetele și le încălța pe picioare și nu pe cap, iar pentru asta îți trebuie un dram de înțelegere, nu? Habarnam nu era chiar atât de rău. Nu. Ar fi vrut cu tot din adinsul să învețe și el ceva, dar nu-i prea plăcea munca. Voia să capete învățătura dintr-o dată, fără niciun fel de efort, ori așa ceva, bineînțeles că n-ar fi izbutit nici cel mai deștept dintre pitici. Prichindeilor și prichinduțelor le plăcea foarte mult muzica, iar Guslă era un muzicant minunat. Avea fel de fel de instrumente și cânta deseori cu ele. Ceilalți ascultau și apoi nu mai conteneau cu laudele. Habarnam fierbea de invidie că Guslă era lăudat și atunci începu să-l roage. Învață-mă și pe mine să cânt, vreau și eu să fiu muzicant. Te învăț, se învoi Guslă. Dar la ce vrei să cânți? Păi la ce este mai ușor? La balalaică. Ei, atunci haide, dă-mi coace balalaica, vreau să încerc. Guslă i-a dat balalaica. Habarnam și-a trecut degetele pe strune, pe urmă a zis. Nu, balalaica sună prea încet. Dă-mi, te rog, altceva care să cânte mai tare. Guslă i-a dat atunci vioara. Habarnam scârțâi puțin cu arcușul pe coarde și spuse. Dar ceva și mai tare nu ai? Mai am trombonul, răspunse Guslă. Bine, ia, dă-l încoace să încercăm. Guslă i-a dat trombonul cel enorm de alamă și unde nu suflă odată Habarnam în el, deguița trombonul ca apucat. Uite, ăsta este un adevărat instrument, se bucură Habarnam. Ce tare cântă! Ei, atunci învață să cânți la trombon dacă îți place, se învoi Guslă. Păi de ce să mai învăț? Gata, acum știu să cânt, răspunse Habarnam. Nu e adevărat, încă nu știi să cânți. Ba știu, uite, ascultă! Țipă Habarnam și se apucă să sufle din răsputeri în trombon. Bu, 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 bu. Tu doar trombonezi, nu cânți, i-a răspuns Guslă. Cum adică nu cânt? Se supără Habarnam. Ba cânt și încă foarte bine, cânt foarte tare. E, vai de capul tău! Aici nu este vorba despre tărie, trebuie să fie și frumos. Păi eu chiar am cântat frumos, spuse Habarnam. Ba, nu e frumos deloc, spuse Guslă. După câte văd, tu nu ai niciun talent pentru muzică. Ba, tu nu ai talent, se înfurie Habarnam. Spui asta doar din invidie, vrei ca numai pe tine să te asculte și să te laude toți. Nici vorbă de așa ceva, spuse Guslă. Ia trombonul și cântă cât poftești. Dacă socoți că nu trebuie să înveți, n-au decât să te laude și pe tine. Păi chiar am să cânt, uite așa, răspunse Habarnam. Și începu să sufle în trombon, dar neștiind să cânte, trombonul urla și horcăia și țipa și grohăia. Guslă ascultă cât ascultă, în cele din urmă se plictisi. Își îmbrăcă haina de catifea, își prinse la gât fundulița trandafirie pe care o purta în loc de cravată și plecă într-o vizită. Seara, când toți prichindeii se adunaseră deja acasă, Habarnam luă din nou trombonul și se apucă să sufle în el. Bu-bu-bu-bu! Bu-bu-bu-bu!
asta?" strigară cu toții. "Ăsta nu-i un zgomot," răspunse Habarnam. "Este cântecul meu." "Încetează imediat," strigă știe tot. "Ne spargi urechile cu muzica ta." "Asta pentru că tu nu te-ai obișnuit încă cu muzica mea. După ce o să te obișnuiești, nu o să-ți mai sparg urechile." "Și dacă nu vreau să mă obișnuiesc, pur și simplu nu vreau." Dar Habarnam nu-l mai asculta și continua să cânte. Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. "Termină odată!" se năpustiră asupra lui toți prichindeii. "Cară-te de aici cu trombonul ăsta nesuferit!" "Păi unde să mă car?" "Du-te pe câmp și cântă acolo!" "Păi în câmp nu are cine să mă asculte." "Păi ce, parcă tu ai nevoie să te asculte cineva neapărat?" "Da, da, da, neapărat." "Oh, atunci ieși în stradă, acolo te vor asculta vecinii." Habarnam a ieșit în stradă și s-a pornit să cânte lângă casa vecină. Dar vecinii l-au rugat să nu mai facă gălăgie sub ferestrele lor. S-a dus la altă casă, dar și de acolo a fost alungat. S-a mutat apoi la o a treia casă, unde păți la fel. Însă el socoti că poate să le facă în ciudă și să cânte, să nu se mai oprească. Vecinii s-au înfuriat, au năvălit afară și l-au pus pe fugă. Cuchiu cu vai a izbutit să scape de ei cu trombonul lui cu tot. De atunci Habarnam nu a mai cântat niciodată la trombon. "Ei pur și simplu nu-mi înțeleg muzica," spunea el. "Încă nu s-au ridicat până la muzica mea. Când or să se ridice, or să mă roage singuri, dar va fi prea târziu. Nu o să mai vreau eu să le mai cânt." Și am ajuns la capitolul al treilea. Cum a devenit Habarnam pictor? Acuarelă era un pictor foarte bun. Umbla întotdeauna într-o bluză lungă, căreia îi spunea halat. Era de ajuns să-l privești cum stă, gătit în halatul său și cu părul lung dat pe spate, în fața șevaletului cu paleta lui în mână. Oricine își dădea seama că are în fața sa un pictor adevărat. Dacă a văzut că nimeni nu-i apreciază muzica, Habarnam se hotărâ să se facă pictor. S-a dus la acuarelă și i-a spus: "Ascultă, acuarelă, m-am hotărât să mă fac, uite, și eu pictor. Dă-mi niște vopsele și o pensulă, te rog." Acuarelă nu era cumva vreun zgârcit, așa că îi dărui lui Habarnam vopselele lui vechi și o pensulă. Chiar atunci veni la Habarnam prietenul său Peticel. Habarnam i-a spus: "Așează-te, Peticel, imediat am să-ți fac portretul." Bucuros, Peticel se așeză repede pe un scaun și Habarnam începu să-i facă portretul. Cum voia să-l înfățișeze cât mai frumos, îi pictă un nas roșu, urechi verzi, buze vinete și ochi portocalii. Peticel era nerăbdător să-și vadă mai repede portretul. De nerăbdare nu putea sta locului pe scaun și se tot mișca. "Stai într-un loc, nu te mai mișca," îi spunea Habarnam. "Altfel nu o să-ți semeni." "Dar acum îmi semăn?" întrebă Peticel. "Aidu-mă," răspunse Habarnam și i-a plecă o pereche de mustăți cu vopsea violetă. "Hai, arată-mi să văd ce a ieșit," se rugă Peticel când Habarnam îi termină portretul. Acesta îl arătă. "Cum? Așa arăt eu?" strigă speriat Peticel. "Bineînțeles că așa, păi cum altfel?" "Dar mustăți de ce mi-ai desenat, că doar eu nu am mustăți?" "Ei, odată și odată tot or să-ți crească." "Și nasul meu de ce este roșu?" "Asta ca să fie mai frumos, portretul." "Și părul meu de ce l-ai făcut albastru? Ce parcă părul meu este albastru?" "Păi e albastru," răspunse Habarnam. "Dar dacă nu-ți place așa, îl pot face verde." Nu, ăsta nu este un portret bun," spuse Peticel. "Dă-mi-l, te rog frumos, să-l rup."
Vrei să distrugi o operă de artă?" se împotrivi Habarnam. Peticel vrut să ia portretul și începu bătaia. Auzind zgomot, veniră îndată știe tot, doctorul Pilulă și alți prichindei. "De ce vă bateți?" i-au întrebat. "Uitați-vă!" strigă Peticel. "Judecați și voi care din noi are dreptate. Spuneți cine este înfățișat aici. Nu-i așa că nu sunt eu acela?" "Bineînțeles că nu ești tu," răspunseră prichindeii. "Aici e desenat o sperietoare." Habarnam spuse atunci. "Voi nu pricepeți ce este, pentru că nu scrie cine e. Iată, uite, am să scriu îndată și totul o să se lămurească." Și luând un creion, scrise dedesubtul portretului cu litere de tipar. Peticel. După aceea agăță portretul pe perete și spuse. "Să stea atârnat aici, să-l privească toată lumea, că nu este interzis nimănui." "Nu-i nimic," zise Peticel. "După ce o să te culci și o să adormi, eu o să vin și o să-l rup." "Iar eu noaptea asta nu o să mă culc și nu o să dorm, ci am să stau de pază," spuse Habarnam. Peticel se supără și plecă acasă, iar Habarnam, într-adevăr, nu se culcă în seara aceea. După ce toți ceilalți adormiră, el luă vopselele și începu să-i picteze pe fiecare. Pe gogoașă îl desenă atât de grăsunel că nici nu încăpu în tablou. Lui Zăpăcilă îi pictă niște piciorușe subțiri, iar la spate îi adăugă, nu se știe de ce, o coadă de câine. Pe vânătorul Glonțișor îl înfățișă călare pe cățelul Strop. Doctorului Pilulă pusese în loc de nas un termometru. Lui știe tot îi desenă fără motiv niște urechi de măgar. Într-un cuvânt, îi înfățișă pe toți cât mai caragios și mai năstrușnic. Către dimineață agăță toate portretele astea pe pereți și scrise sub fiecare ce anume înfățișa. Așa că ieși o adevărată expoziție. Cel din tâi se trezi doctorul Pilulă. Când văzu portretele pe pereți, începu să râdă. Îi plăcură atât de tare încât își prinse ochelarii pe nas și începu să le cerceteze cu foarte multă atenție. Se apropia pe rând de fiecare desen și râdea în hohote. "Bravo, Habarnam, bravo!" se minuna doctorul Pilulă. "Niciodată în viața mea nu am râs în halul ăsta!" În cele din urmă se opri în dreptul portretului său și întrebă cu severitate. "Da, ăsta cine e?" "Nu cumva sunt eu." Nu sunt eu. Ăsta e un portret total neizbutit. Mai bine scoate-l de aici." "Păi de ce să-l scot? Lasă-l să atârne acolo," răspunse Habarnam. Doctorul Pilulă se supără și spuse. "Se vede treaba, Habarnam, că tu ești cam bolnav, așa. S-a întâmplat ceva cu ochii tăi. Când ai văzut tu că eu aș avea un termometru în loc de nas? O să trebuiască să-ți dau diseară ulei de ricin." Tare nu-i plăcea lui Habarnam uleiul de ricin. Se sperie și zise. Nu, acum văd și eu că portretul este neizbutit. Așa este." El scoase de pe perete portretul lui Pilulă și îl rupse. După Pilulă se trezi și vânătorul Glonțișor. Și lui îi plăcură toate portretele, cât pe ce să pleznească de râs privindu-le. Însă după ce-l văzu și pe al său, buna lui dispoziție se risipi de îndată. "Ăsta este un portret rău," spuse el. "Nu seamănă deloc cu mine. Scoate-l de acolo, că altfel nu o să te mai iau niciodată la vânătoare cu mine." Habarnam fu nevoit să-l ia de pe perete și pe vânătorul Glonțișor. Așa s-a întâmplat și cu toți ceilalți. Tuturor le plăceau portretele altora, dar nu le plăceau ale lor. Ultimul se trezi și Acuarelă, care din obișnuință dormea mai mult ca toți ceilalți. Când își văzu portretul pe perete, se supără strașnic și spuse că acela nu este un portret, ci o mâzgâleală fără valoare și antiartistică. După aceea rupse portretul de pe perete și îi luă lui Habarnam vopselele și pensula.
Singurul rămas pe perete era portretul lui Peticel. Habar n-am, îl desprinse de acolo și se duse la prietenul său. Peticel, vrei să-ți stăruiesc portretul tău? În schimb, împacă-te cu mine, îi propuse Habar n-am. Peticel luă portretul, îl rupse în bucățele și spuse: bine, hai să ne împăcăm, dar să știi că dacă măcar o singură dată mă mai pictezi, n-am să mă mai împac cu tine pentru nimic în lume. Iar eu n-o să mai pictez niciodată, răspunse Habar n-am. Că uite, pictezi, pictezi și nimeni nu-ți spune măcar un mulțumesc. Nu știu decât să te certe. Gata, nu mai vreau să fiu pictor. Data viitoare, dragilor, vom continua cu capitolul 4. Cum a început Habar n-am să scrie poezii. Pe curând!